Handball Club Zalău a obținut în acest sezon 6 victorii într-o competiție afectată de pandemie, etapele fiind programate sub formă de turnee. În acest format, în Liga Florilor s-au jucat doar 14 etape, iar până la final de sezon mai sunt de disputat încă 16. În prima parte a campionatului, zălăuancele au învins la limită pe Dunărea Brăila cu scorul de 27-26, iar în cadrul etapei a 6-a s-au impus categoric în fața echipei Universitatea Cluj cu scorul de 35-24. În 2021, Handball Club Zalău a învins Craiova cu scorul de 24-18 și a obținut un succes în fața nou promovatei Dacia Mioveni cu scorul de 24-20, iar în runda 10 a pierdut la limită în fața Gloriei Buzău cu scorul de 27-26. În cadrul etapei a 11-a rundă ce s-a disputat în sala polivalentă din capitală, zălămacele s-au impus la 6 goluri diferență cu scorul de 22-16 în fața echipei Activ Prahova Ploiești. În runda jucată la Râmnicu Vâlcea, Handball Club Zalău a câștigat duelul cu CSM Galați cu scorul de 32-26, iar la Baia Mare, în duelul cu campioana României, zăloancele au fost învinse la 4 goluri cu scorul de 27-31. În ultima etapă disputată la Sfântul Gheorghe, Handball Club Zalău a pierdut cu Rapid București cu scorul de 22-28. Ultima etapă din tur se va disputa pentru a 5-a oară în capitală, astfel avem încă un turneu marca FRH. Handball Club Zalău se va duela cu echipa aflată pe locul 10, cu SCM Slatina, pe 7 aprilie. Ultima întâlnire oficială între cele două echipe s-a disputat pe 13 noiembrie 2019, zălăuancele pierzând la limită cu scorul de 21-20. După turneul de la București, Liga Florilor va intra într-o pauză de 2 săptămâni, urmând care turul să debuteze la Bistrița, unde se va disputa un turneu cu 4 etape.